Acum câteva luni, compania low cost Wizz Air se arăta interesată să opereze zboruri de la Sibiu spre Londra. Pe ruta Sibiu-Londra a fost un participant, a avut o ofertă, i s-a cerut clarificări la acea ofertă. Am avut discuții cu acel participant, se solicită ca totuși până la sfârșitul săptămânii. Ei au spus că vor să vină și trebuia să-și repoziționeze la clarificările care am cerut noi oferta. Sperăm că până la sfârșitul acestei săptămâni să ne precizeze clar și să vor relua licitațiile. Dacă nu se semnează, dacă nu se repoziționează ca ofertă, să răspundă la clarificări. Dacă se repoziționează ca ofertă și este o ofertă conform deciziei Comisiei Europene, se va semna contractul foarte repede. Vicepreședintele Consiliului Județean a vorbit într-o conferință de presă și despre ajutorul de stat de care urmează să beneficieze companiile interesate să opereze zboruri de la Sibiu. 5 ani de zile, acel operator beneficiază de acele ajutoare pe noi rute. Dar pe urmă, condiția este ca 5 ani de zile, următorii 5 ani de zile, sunt obligați să funcționeze pe această rută în care nu mai sunt ajutoare, iar dacă nu funcționează 5 ani de zile, trebuie să le bani înapoi. În ceea ce privește licitațiile pentru celelalte destinații europene, lucrurile nu sunt foarte clare în acest moment. Am avut o discuție cu un operator care ar vrea să vină în 2014 să opereze în Sibiu, spre Italia, spre Germania, dar acel operator a spus: domnule, pe mine nu mă interesează aceste noi trasee pe procedura cu Comisia Europeană cu ajutoare de stat, pentru că eu, dacă vin pe procedura respectivă, sunt legat 5 ani plus 5 ani, 10 ani. Eu vreau să operez pe tarifele care le aveți fără ajutoare de stat.